să vedem nativii Taur săptămâna următoare ce aspecte au. Munca până la epuizare poate fi un semn clar pentru nativii Taur în această săptămână. Jupiter în careu cu Venus și cu Pluto le dă aproape o dependență de viața profesională și o nevoie de a-și etala ambițiile. Parcă în sectorul profesional își pun acum taurii pe final de an toate speranțele, ei vor să iasă deasupra, vor să concureze, vor să se impună, vor să obțină un premiu, un trofeu, o medalie și în orice caz să iasă mai bine decât alții. Unde este provocarea pentru ei zilele acestea? Riscul de a-și încălca niște principii este foarte serios pentru taurii în săptămâna care urmează, pentru că această conjuncție între Venus și Pluto din Capricorn îi destabilizează și îi poate atrage în niște tentații pentru care taurii nu sunt deloc pregătiți. Taurii au acum și un test de evaluare chiar karmică, am putea spune, în ceea ce privește modul în care ei judecă oamenii și judecă realitatea. Iar dacă taurii au judecat anumite trăsături de caracter ale unor oameni, s-ar putea ca în această perioadă să fie nevoiți să treacă exact prin situația pe care au judecat-o la alții, ca să o înțeleagă din interior. Din acest punct de vedere, faptul că taurii își încalcă niște principii îi poate conduce la renunțarea la niște prejudecăți. Deci tot răul poate fi spre bine pentru acești nativi. Pe de altă parte, există și această nevoie de inflamare și de exagerare a propriilor merite. Taurii simt că sunt pe val, se simt importanți, se simt și iubiți și cu cât primesc mai multă atenție, cu atât parcă ei nu mai stau pe locul lor. Este foarte important pentru tauri să înțeleagă săptămâna aceasta că nu există doar ei și nu contează doar ei în mediul în care se află. Iau această tendință de a scoate în evidență contribuția pe care o au la viața altora și poate chiar de a le scoate altora ochii. Taurii e bine să se abțină de la afirmații răutăcioase pentru că, la fel ca în cazul berbecilor, pot să-i coste destul de mult, pot să-i atragă în conflicte, în scandaluri sau în dispute interminabile. Și ar trebui să fie atenți pentru că este o perioadă foarte favorabilă pentru a face pasul următor către un ideal de-al lor. Deci acei tauri care au planuri, au vise, poate chiar nerealizate, pe care poate nu le-au pus în practică absolut deloc, nici măcar un pas nu au făcut, bine ar fi în această perioadă să se gândească foarte serios asupra acestor vise, asupra acestui ideal, pentru că există o șansă să devină tangibile. Acest aspect de trigon, da, dintre Lilith și Chiron, este extrem de semnificativ pentru tauri, întrucât Lilith este în semnul opus al Scorpionului și poate fi o săptămână în care taurii își găsesc o liniște și o pace interioară în ceea ce privește atitudinea față de partenerul de cuplu și față de toți oamenii din viața lor. Relația între Lilith și Chiron aduce pentru tauri liniște în ceea ce privește renunțarea la niște idealuri și la niște aspirații. Taurii au acum o perioadă în care încetează să mai dea vina pe alții pentru ceea ce nu le iese lor. Taurii își asumă mai mult responsabilitatea asupra propriilor fapte și înțeleg acum că dacă ceva nu se întâmplă, în zadar pun ei presiune pe partener, pe iubit, pe asociat sau pe orice om de la care așteaptă ceva, întrucât unele lucruri e mai bine să nu se întâmple. Iată că există un grad înalt de înțelepciune la care taurii aderă săptămâna aceasta și din acest punct de vedere este o săptămână terapeutică și foarte benefică la nivelul înțelegerii lucrurilor din viața lor. Taurii nu mai sunt atât de încrâncenați și renunță, cum spuneam, la presiunea pe care au pus-o
pe ceilalți. Le scad pretențiile, taurii sunt mai puțin critici săptămâna aceasta și într-o stare de mai multă acceptare. De aceea, viața de cuplu și relațiile în general se mai relaxează printr-o atitudine a taurului care efectiv se dă la o parte și lasă lucrurile să se mai și întâmple fără să se implice el într-un mod direct și foarte activ. Sunt două aspecte relevante, aș spune, pentru nativii tauri săptămâna următoare. În primul rând, ceea ce am spus mai devreme, pot face primul pas către un ideal, către un vis, către o situație care poate a stagnat până acum și acum o pot pune în practică. Poate fi vorba și despre o achiziție, poate fi vorba despre un loc de muncă pe dar care și l-au dorit. Prin eforturi personale, prin efortul personal. Și al doilea lucru relevant, faptul că încep să simtă ceea ce este menit să li se întâmple. Au un soi de premoniție, poate, care culmea vine în urma unor tensiuni, vorbeam și despre acea aglomerare care a fost în semnul opus și despre tensiunea dată de Uranus în ultima casă pentru ei și de multe alte aspecte care generează un soi de presiune asupra taurilor, o presiune psihică care îi face să devină foarte ezoterici, aproape să simtă ceea ce urmează să li se întâmple, mai exact ceea ce este scris să fie. Nu mai au acea tendință de a se simți neîmpliniți acolo unde poate nu au mers lucrurile așa cum și-au dorit. Dimpotrivă, găsesc resursele necesare și foarte mult entuziasm să pună în practică lucruri pe care până acum poate le-au privit devitalizați sau fără atâta entuziasm. Deci este o săptămână foarte importantă din acest punct de vedere al regăsirii, revitalizării în domenii care până acum erau destul de devitalizate, adică orice taur cu siguranță are și un domeniu în care nu a putut să depună suficientă energie anul acesta, pentru că pur și simplu lucrurile nu au ieșit așa cum trebuiau să iasă. Nu că taurii nu ar fi avut un an bun. Chiar în acel domeniu în care taurii până acum poate s-au simțit neîmpliniți sau nu au acționat suficient, acum vor găsi resursele și vitalitatea necesare pentru a pune ceva în practic. Secretul pentru tauri este săptămâna aceasta, mutarea centrului de interes de pe lucrurile care stagnează și nu li se potrivește și nici măcar nu li se întâmplă, pe ceea ce le iese într-un mod firesc și cu ușurință.